Neața! Deci, după cum ați văzut în intro și în titlu, bineînțeles, astăzi vorbim despre un soundbar mai ieftin, mai pe buget, așa, face față sau nu face față așteptărilor pe care le are un consumator în 2018, mai un pic 2019. Chestia este următoarea. Eu o să vă spun vouă că acest soundbar m-a uimit la prețul pe care îl are. Soundbarul este de la Blitzwolf, modelul este BWSDB1 și înainte să începem cu specificații și chestii de genul ăla, vreau să vă spun că eu am 3 produse până acum de la Blitzwolf. 1 e o pereche de căști wireless pe care ați văzut-o într-un clip în care am vorbit despre niște căști. 2 este o boxă mai micuță, probabil o să vedeți un video și despre aia mai încolo. Și 3 este acest soundbar. Și continui să rămân uimit de calitatea pe care băieții de la Blitzwolf o oferă în acest spectrum de preț. Prețul acestui soundbar în momentul în care fac eu videoul este undeva la vreo 80 de dolari pe Amazon.com. Iar dacă vrei să-l cumperi, ai acolo un mic butonaș unde dai check și primești încă 15 dolari reducere. Dar eu o să pun în descriere, o să încerc să caut un link de pe Amazon din Germania sau Amazon din UK ca să puteți să vi-l luați în caz că-l doriți și probabil prețul va difera puțin, dar ideea este că este un preț minuscul având în vedere prețul la care un soundbar bun se învârte. Soundbar, vorbim despre 500 de euro în sus. De acolo, de undeva, poți să spui că un soundbar este excepțional. Însă, acest soundbar, la prețul pe care îl are, bineînțeles, nu e excepțional. Dar sunetul pe care îl oferă este atât de clean și atât de frumos. Vreau să spun că semnalul și frecvențele pe care le oferă sunt foarte clean și foarte, foarte bune. Nu distorsionează, dar o să vedem imediat în momentul în care o să începem să vorbim despre specificații. Și vreau să menționez că nu sunt sponsorizat să zic chestiile astea. Spun chestiile astea pentru că îmi place soundbarul. Deci uitați-vă și voi la cât de mici sunt difuzoarele și diafragmele, iar sunetul pe care îl scot este foarte bun. Haideți să vedem ce specificații are. Construcția este din plastic cu aluminiu, are o greutate de 1,8 kg, este un soundbar 2.0 wireless care îți mănâncă 60W, cu un răspuns în frecvență de la 40 de Hz la 20 de kHz, o impedanță de 8 ohmi, iar raza sau distanța, dacă pot să-i spun așa, în care sunetul soundbarului este optim, este de maxim între 10 și 15 metri. Dacă distanța este mai mare, sunetul deja nu mai este foarte satisfăcător. Și acum, haideți să fim serioși, în momentul în care ți iei un soundbar, îl pui sub televizor, stai pe canapea și te uiți la televizor și asculți muzică sau, eu știu, filmul sau ce o fi la soundbar. Nu o să mergi să-l pui într-o hală și să asculți din capătul celălalt, să fim serioși acum. Are un feature care se numește Smart On-Off, care în momentul când este conectat la televizor, la PC, la telefon, la orice input, să zic așa, automat, în momentul în care tu ai stins televizorul sau semnalul care intră în soundbar se oprește, dispare, soundbarul va intra în standby automat, iar în momentul în care dai drumul la muzică din nou sau la film sau aprinzi televizorul, iar semnalul audio intră în soundbar din nou, soundbarul se aprinde automat. Deci smart on-off, care este un feature bun. Iar egalizatorul și sursa și ce ai avut selectat în momentul în care s-a oprit, bineînțeles, în momentul în care pornește din nou, vor rămâne aceleași, iar volumul se va ajusta automat la un nivel moderat dacă ai lăsat-o pe maxim să nu-ți spargă capul când o pornești din nou, evident. 60W maxim, după cum am spus, prin 6 difuzoare full range, ceea ce înseamnă și high și low și mid, și încă 2 diafragme pentru un sunet foarte adânc și bogat, care cuprinde de la frecvențele cele mai low, bineînțeles până la 40 de Hz cât suportă, până la cele mai înalte, care sunt 20 de kHz, fără distorsiuni și foarte clean. Am rămas uimit că în momentul în care îi dai la maxim cât poate ia și din inputul prin care se trimite semnalul și din soundbar, nu există niciun pic de distorsiune, absolut deloc. Iar volumul la care ajunge este chiar tare. Iar acum haideți să-i facem un mic test, să apropii soundbarul de microfon, să vedem dacă reușim să înțelegem cumva, să ne dăm seama de calitatea sunetului. Hey.
Deci, după cum spuneam, acum ideea este că microfonul meu este unidirecțional, ceea ce înseamnă că se aude sunetul bine doar direct din fața lui și nu din stânga sau din dreapta, iar sound barul având boxele în stânga și în dreapta, a trebuit să-l mut un pic, iar în momentul când am trecut cu stânga sau cu dreapta, ați văzut că sunetul a diferat puțin și s-a auzit mai bine. Dar auziți și voi cât de bine se aude. Și credeți-mă, nu puteți să estimați și nu puteți să apreciați decât dacă l-ați auzi în față. Iar dacă ești în căutarea unui soundbar și bugetul tău nu este foarte, foarte mare, dar totuși vrei ceva calitate, cu mare căldură eu vă recomand acest soundbar pentru că pe mine m-a uimit. Atât de mici sunt difuzoarele și sunetul pe care îl dau este atât de bun și atât de puternic. Nota 10 celor de la Blitzwolf pentru că au făcut acest soundbar. Pe lângă ăsta băieții mai au încă unul care este un pic mai mare, mai complex și are și un subwoofer lângă el, iar sper să îl testez și pe ăla în viitorul apropiat pentru că sunt foarte curios cât de mult schimbă, bine, știu cât de mult schimbă un subwoofer sunetul pe care îl ai într-o cameră, dar sunt curios combo-ul acela cât de bine se aude în comparație cu ăsta. Motivul pentru care prețurile vi le spun în dolari sau în euro sau cum vi le spun de fiecare dată când vi le spun, este că așa le văd și vă las pe voi să faceți conversia pentru că cursurile valutare diferă și așa mai departe de la o zi la alta. Asta este telecomanda pe care o primim cu soundbarul, are funcțiile, vă dați seama, funcțiile alea basic, adică să selectezi sursa pe care intră semnalul, are un buton prin care putem să schimbăm preseturile audio, butonul de on-off și bineînțeles volumul sus-jos, play, pauză și chestiile alea. Dimensiunile soundbarului sunt 90 de centimetri pe 8 cm, iar înălțimea este de 4,5 cm. Dacă ne uităm în spate, vedem foarte bine că avem 6 moduri prin care ne putem conecta la soundbar, și anume Bluetooth, avem coaxial, avem optic, 3,5 mm jack auxiliar, avem USB și avem și HDMI. Bluetooth-ul este 4.0, iar în partea din față a soundbarului avem butoanele de control, care sunt la număr de 4, avem butonul de on și off, bineînțeles, avem butonul de surge, prin care selectăm inputul soundbarului și, bineînțeles, volum up and down. Acum, singurul lucru pe care îl cam urăsc, aș putea spune, nu neapărat, nu-mi place la soundbar, este faptul că este un fingerprint magnet magnific. Deci unde ai pus mâna a rămas murdar. Ideea este că e un soundbar care stă în fața televizorului pe care nu pui toată ziua mâna. De-aia e și telecomandă pentru volum și pentru sursă și așa mai departe. Nu trebuie să pui toată ziua mâna pe ea. Dar asta este singura chestie pe care o displac la acest soundbar. Bun, deci am văzut cum arată, am văzut câte difuzoare și ce putere are și așa mai departe. Am auzit și cum se aude, am testat și cum se aude, am realizat că se aude foarte bine, prețul, am discutat despre el, este un preț foarte accesibil, deci concluzia care e? Merită să-ți cumperi acest soundbar? Părerea mea este 100% da. Dacă nu ești un audiofil înrăit și vrei ceva neapărat foarte, foarte premium și na, la un alt nivel care practic vine cu un alt nivel și de preț și te mulțumești cu un sunet bun și curat la un preț decent, eu zic că ăsta este soundbarul pentru tine. Îți elimină nevoia de boxe în plus, îți elimină nevoia de fire în plus, îți elimină nevoia de spațiu ocupat, bineînțeles. Deci cam asta am avut în plan să vă povestesc astăzi. Sper că v-a plăcut. După cum spuneam, este primul review pe care îl fac unui soundbar și sper în curând să reușesc să vorbesc și despre celălalt soundbar de la ei, cel care conține și subwooferul, pentru că evident ăla va fi mai bun. Vă dați seama, este mai scump, este mai mare, are și un subwoofer lângă el. Dar până atunci, după cum ziceam, ăsta a fost clipul acestui soundbar. Dacă v-a plăcut, dacă informațiile astea v-au fost de folos, în descriere aveți linkul și de acolo puteți să vi-l luați. Nu uitați să vă abonați dacă vă place tehnologia și vreți să fiți în pas cu cei nou și cum merge una, cum se aude una, cum merge, cum funcționează una, cum se aude cealaltă, cât de bine arată asta. Nu uitați să vă abonați pentru că aici la Chipflix TV, mamă ce branding îmi fac acum. Deci la mine pe canal veți găsi chestii de genul ăsta. Dacă vreți, abonați-vă pentru că oricum e gratis și nu pierdeți nimic. V-am pupat, să aveți o zi faină și ne vedem în următorul clip. Pa, pa! Notificările nu se activează automat, așa că dă-i click pe clopoțel, enable all notifications împreună cu creator posts pentru a nu rata niciun video pe care o să-l pun.